Inorogul vă prezintă emisiunea Palatul cu Inorog. Bine v-am regăsit la Palatul cu Inorog. Suntem la Târgu de Carte Gaudeamus, suntem în Templul Cărților. Și l-am alături de mine pe Cezar Pârlog, un proaspăt autor al unei cărți pe care chiar pe el am să-l rog să vă prezinte. Este o carte joc, aș putea să zic, o carte ca un copil părăsit într-o maternitate. Dar de ce se întâmplă lucrul ăsta sau cum s-a ajuns aici, de fapt, Cezar Pârlog o să ne spună. Aș îndrăzni să te completez. Nu este doar un joc, este chiar o șmecherie. Șmecheria cărții pornește încă din titlu. Life Stuff sau Învățături pentru Andreea. Life Stuff sunt niște chestii din viața unui personaj ratat, nu neapărat autorul, chiar dacă e scris la persoana întâi, cu întregului univers. Chestii de viață, probleme de servici, gagici, amintiri din armată și tot felul de alte lucruri. Deci astea sunt textele din Life Stuff. Ele sunt completate cu o treabă mai serioasă care aduce la învățături și sfaturi pentru copil. Asta înseamnă Învățături pentru Andreea. Asta este jocul. Una pe față, una pe dos, ca și cum am croșetă o pereche de totuși ciorat. Este un joc cât se poate de serios, pentru că acest joc te recompune pe tine, te arată pe tine ca autor și în același timp te promovează ca scriitor. Pentru că asta face orice scriitor, recompune realitatea și în același timp când recompune realitatea, se regăsește în această nouă realitate pe care o compune. Și bănuiesc că și tu, la rândul tău, te regăsești în cartea ta, chiar dacă, așa cum spune Paul Cernat, mimezi la un moment dat naivitatea. Am întâlnit să te contrazic într-o primă fază. Nu sunt eu personajul, dar nici n-am să recunosc că nu sunt deloc. Și recomand cititorilor să ajungă la sfârșit, unde o să aibă o mare surpriză și de-abia atunci o să fie clar. De fapt, cum s-a născut această carte a ta? Au existat texte publicate de mine în Adevărul, în Puterea, în 24 Fan. Puteam să le public independente, să le culeg într-un volum. Am ales altă variantă și le-am cusut într-o șmecherie de carte. Din cuvintele criticului Paul Cernat, care sunt pe spatele cărții tale, aflu că această carte a ta este o instalație. O instalație cum se face în artă, adică o lucrătură, o încrengătură, ceva gândit, asamblat și care vrea să transmită ceva. De fapt, ce îi transmis tu cititorului? Instalație, adică se folosește sticlă, se folosește metal, se folosește hârtie, se folosește lut. Cam așa este și cartea. Deci sunt probleme din viața de zi cu zi, sunt amintiri, este un fragment de poveste, este o aiureală totală care cu siguranță va fi cel puțin o lectură plăcută pentru orice cititor. Îți mulțumesc mult de tot. De la Gaudeamus transmitem pentru dumneavoastră la Palatul cu Inorog, Leonard Dancuța, Cezar Pârlog. Vă mulțumim pentru atenție. Mulțumesc. Ne vedem mâine.